Ovidiu Manta a avut parte de o surpriză extrem de neplăcută marți seară. Se îndrepta spre casă când la intersecția străzilor 9 Mai cu Ana Ipătescu a lovit din plin o porțiune de asfalt cărpată. În jurul unei aerisiri de gaz, asfaltul turnat s-a crăpat, iar omul nu a avut nicio șansă în momentul în care bucățile au intrat pe dedesubtul mașinii. Bărbatul a formulat o plângere la sediul poliției rutiere, care i-a liberat o autorizație de reparație. Șoferul nu era asigurat casco, așadar se întreabă acum cine îl poate despăgubi pentru un accident care a avut loc pe străzile municipiului Bacău. Mi-a stricat toată mașina, curs, ulei, antigel, tot. Pentru ce plătim noi impozitele astea? Noi plătim impozite, ei măresc acum 16%, 40% și primăria, am sunat la poliție, domnule, că noi nu depinde de noi, am sunat la toată lumea, la locală, domnule, că nu depinde de noi, acum au venit domnii de la E.ON, că după că am înțeles că este o gură de scurgere de la ei, de aerisire, de la gaze. Nu depinde de ei, de societatea care se ocupă cu reparațiile. Reprezentanții primăriei Bacău dau de înțeles că numai în urma unei acțiuni în instanță ar putea șoferul să tragă la răspundere municipalitatea. Pe de altă parte, susțin că lucrările acolo au fost executate de compania de gaze. Este necesară o expertiză autorizată și o decizie a unei instanțe de judecată împotriva primăriei Bacău. Operatorul de gaz care a lucrat în zonă a avut obligația de a readuce starea carosabilului la starea inițială, a declarat Ionuț Tomescu, purtătorul de cuvânt al primăriei Bacău. Într-adevăr, la fața locului, imediat după accident, au sosit angajații E.ON, care au rezolvat treaba românește, nu nemțește. Polițiștii soțiți la fața locului au improvizat un sistem de atenționare, însă nu se știe deocamdată cum se va remedia situația. În anul 2006, angajații companiei de gaze au ridicat la nivel cu strada aerisirile de gaz și le-au marcat corespunzător. La acel moment, reprezentanții primăriei Bacău au semnat procesul verbal de recepție a lucrării, așadar și-au dat girul cu privire la calitatea lucrărilor.